După prima victorie în primul amical de pregătire în partida cu Cicura Sachere, echipa georgiană care va juca în preliminariile Europa League, Astra Giurgiu se află în continuare în cantonamentul din Slovenia. Prima partidă de pregătire s-a jucat pe stadionul din Bacovci, unde Astra a învins cu 1-0 prin golul marcat de Balaure, un tânăr jucător adus în echipa giurgiuveană în pauza dinaintea începerii campionatului. Astra joacă astăzi al doilea amical al verii în compania uneia dintre echipele fruntașe ale campionatului din Austria, Sturm Graz. Așa cum anunță oficialii clubului, partida, programată pentru ora 17, ora României, în localitatea austriacă Bad Waltersdorf, va fi un bun prilej de verificare a acumulărilor de până acum din cantonamentul centralizat. Comunicatul mai precizează că antrenorul Marius Mudic a ținut chiar pe acest subiect ședința de dinaintea antrenamentului de marți, respectiv pe subiectul atingerii formei din sezonul trecut, care să fie depășită apoi. Jucătorii campioanei au efectuat marți un antrenament complex, partea de lucru fizic sub comanda preparatorului Bebe Bărbulescu, fiind combinată apoi cu exercițiile tactice, trasee de joc și repetarea unor faze fixe, îmbucurător fiind că întreg efectivul de jucători este valid pentru al doilea meci susținut în acest cantonament.